지쪽이 오빠자. 모델 칼레 수아레 파첼라 빈바레 수아라 투베베 나비 니콜라스 라떼이 섭탕 무리 Оп, Маритер, Маритер. Zile, am primit bebe David Nicolas. Hai să arătă pe toată lumea, bebe. Hi-hi. Piki, hello, hello tuturor. Aici l-am pe David Nicolas, bebelușul meu, care astăzi am primit o lună. E și el băiat mare deja. Care am întâlnit pe 16 septembrie 2018, o lună, și astăzi o să vorbim despre cum a fost viața lui până în acest moment. Cum este viața unui bebeluș până la o lună. Astăzi este o zi foarte importantă pentru mine, pentru că se împlinește fix o lună din momentul în care am devenit mămică pentru prima dată. Sunt foarte, foarte, foarte fericită. Am un bebeluș cu minte. Toți bebelușii sunt cu minți, așa spun eu întotdeauna. Unii dintre apropiații mei spun că nu e chiar așa și că să nu mai zic eu așa de toți copiii, pentru că unii sunt mai gălăgioși. Mă rog, nu sunt atât de cuminți, dar mie îmi place să spun că toți copiii sunt cuminți și că dacă ei plâng uneori, o fac pentru că îi doare butica, îi deranjează ceva și noi suntem acolo ca mămici să le fim alături și să îi ajutăm. O să spuneți că în principiu un bebeluș ce poate să facă mai mult decât să mănânce și să doarmă. Ceea ce este și adevărat, cam asta se întâmplă, un bebeluș doarme foarte, foarte mult, multe ore, mănâncă la fel foarte des, dar mai sunt și alte lucruri care se întâmplă și sunt foarte frumoase. Dar l-aș fi cu mine, e foarte curios, așa cum sunt și eu, deci al meu, e clar, așa. Deci un bebeluș se încruntă. În primele zile, bineînțeles că nu vede foarte bine, așa că în momentul în care toată lumea se uită la el și zice bebeluș, trebuie să... Toate astea, s-ar putea să nu se uite foarte frumos la tine și să-ți zâmbească recunoscător. Bineînțeles că nu, o să se încrunte de cele mai multe ori, pentru că nu vede încă foarte bine. Dar pe măsură ce trece timpul, o să-l vedeți cum se uită curios, în stânga și în dreapta, se uită pe pereți, pentru că vede mai bine culorile alb și negru. Noi avem o canapea neagră, așa că atunci, în momentul în care luăm în brațe, se uită foarte atent la canapea, pe pereți. Un bebeluș are gaze, uneori foarte zgomotoase. La un moment dat, chiar dormea. Și în momentul în care a avut gaze, s-a auzit atât de tare încât el s-a trezit din somn și s-a speriat și a început să plângă. Da, asta mi s-a părut foarte amuzant. Am plâns de el.
Da, bine am râs cu el, nu am râs de el. Așa, mi-a fost super drag. Un bebeluș mănâncă foarte des și în momentul în care mănâncă e posibil să înghită aer și de asta trebuie să râgâie. Un bebeluș râgâie atât de tare, poate să râgâie atât de tare precum un bărbat după ce tocmai a băut o bere bună. Un bebeluș zâmbește foarte mult în somn, asta mi s-a părut super drăguț. Era atât de dulce când vin primele zile cu el acasă, de fapt și în spital, în momentul în care doarme și ți-e drag să te uiți la el și îl vezi că îi se înseninează fața brusc așa și zâmbește. Oh, e atât de drăguț! Că, uite, poate după vreo 2 săptămâni, la noi s-a întâmplat cam la 3 săptămâni, prima dată când mi-a zâmbit mie, atunci a fost super drăguț. Că știi că a zâmbit conștient, nu doar în vis. De asemenea, în prima lună de viața bebelușului, mai precis în primele zile, o să-i cadă cordonul umbilical. La noi s-a întâmplat asta în ziua 8, când s-a uscat complet și a căzut de la sine. Nu trebuie să faceți nimic special pentru asta. De la maternitate mi s-a spus că nu trebuie tratată zona respectivă în mod special, nu cu alcool, nu cu nimic altceva. Un bebeluș poate să aibă acne, ceea ce s-a întâmplat la noi la fix 3 săptămâni. I s-a umplut fața de coșuri, era ca un adolescent. Mi-a zis soțul când l-am văzut de dimineață, am înțeles că e băiat mare acum, are 3 săptămâni, dar chiar așa, ca adolescenții, chiar atât de mare este? Și da, am întrebat asistenta și ne-a spus că într-adevăr este acnea bebelușului, nu trebuie să ne facem griji. Ea o să treacă, așa cum a apărut, o să și dispară. Și nu trebuie să ne îngrijorăm absolut deloc. La unii copii poate să țină câteva zile, la alții câteva săptămâni, la alții chiar luni. Nu trebuie să trateze niciun fel cu niciun produs, o să treacă de la sine. Prima lună din viața bebelușului e foarte specială pentru că ai parte de prima plimbare. Suntem în 22 august 2018 și tocmai am ieșit la prima plimbare cu bebelul. Pentru noi a fost prima plimbare după 6 zile, pentru că primele 4 zile am stat în spital. La 5-a zi soțul a fost la muncă, iar eu nu m-am simțit excelent. Cred că nici vremea nu a ținut cu noi, așa că în a 6-a zi ne-am dus la prima plimbare cu bebelușul. Dacă mama mea spunea că înainte bebelușii trebuiau ținuți în casă și scoși doar după un anumit timp de la naștere și treptat, prima dată 5 minute, apoi 10 minute, să obișnuiască cu mediul de afară și așa mai departe. În zilele noastre, bebelușul poate fi scos la plimbare încă de la început, poți să stai cu el cât de mult vrei, lui îi place pentru că e plimbat și în cărucior e mișcat. Da, mami, ce e? Și o să fie fericit. Tot în prima lună, bineînțeles că îi faci prima băiță acasă. La noi, primele 2 băițe s-au petrecut în spital. Prima dată doar a făcut bebei doar cu tatălui și cu asistenta alături, care i-a arătat un mod de a spăla pe bebe. Eu, fiind foarte slăbită, pentru că am pierdut foarte mult sânge la naștere, n-am putut să mă ridic din pat în momentul respectiv, așa că prima zi de după naștere i s-a făcut băița la care a asistat tatăl și apoi în ziua 3 de viață soțul meu încă nu era la spital și am avut ocazia să-i fac eu baie cu asistenta. Asistenta mi-a arătat și mie un alt mod.
Iar apoi, în momentul în care am ajuns acasă și a trebuit să-i facem baie împreună, a fost un moment comic, oarecum, pentru că am ajuns să ne certăm, între ghilimele, cine o să-i facă baie bebelușului. Bineînțeles, eram împreună, dar el a zis că el știe cum se face, eu am zis că eu știu cum se face, pentru că ne-au arătat asistente diferite, moduri diferite. Așa că, oarecum, ne-am certat care să îl țină în brațe și care să îl îmbăieze efectiv. Faci băiță? A doua băiță? Soțul meu a zis, nu, că eu îi fac. Am zis, nu, stai liniștit, lasă că eu știu cum se face. Data viitoare îi faci tu. Nu, eu îi fac. De ce tu? Păi pentru că eu am fost aici primul. Eram ca niște copilași care se certau. Eu am fost primul aici, așa că eu trebuie să-l spăl. Și în timp ce alții se feresc de momentul ăsta pentru că le e teamă că bebe este atât de mic și să nu-i facă rău, se tem să nu plângă și așa mai departe, noi ne-am certat, între ghilimele, care să-i facă prima băiță lui bebe. Și de atunci facem ori împreună, ori cine este disponibil, dacă soțul e la muncă, bineînțeles să-i fac singură și nu este niciun fel de problemă. Oricum îi place în apă. Aproape tuturor copiilor cred că le place băița. De asemenea, în primele zile de viață ale bebelușului s-ar putea să observați că pielea lui se va usca și se va exfolia, practic. La fel, nu e motiv de îngrijorare, trebuie doar să aveți răbdare, cu timpul n-o să mai vedeți această piele uscată, îl spălați în mod normal la băiță, eventual ați putea să folosiți un ulei de cocos sau ulei de migdale pentru masajul de după băiță. S-ar putea să ajute. În legătură cu băița, noi facem băiță o dată la 2 zile, așa ne-a fost recomandat din spital și așa a rămas să-i facem. Unii folosesc băița ca o modalitate de a-l obosi puțin mai tare, ca să doarmă bine noaptea. Noi, în ziua în care noi facem băiță, mergem la plimbare și avem grijă să fie o plimbare ceva mai lungă, pentru a fi puțin mai obosit și să doarmă în timpul nopții. Care-i treaba cu somnul în timpul nopții? Ești zombie în momentul în care ai un bebe care un nou născut? Pentru mine nu se aplică chestia asta pentru că eu pot să zic că sunt fericită, sunt norocoasă. Copilul meu doarme în timpul nopții, nu se trezește decât o dată pe noapte. În jur de ora 3 noaptea se trezește pentru a păpa și rest doarme. Asta nu înseamnă că se culcă de la ora 9 și nu se trezește până la 9 dimineața. Bineînțeles, îl alăptez înainte de a mă culca și eu mă culc de obicei destul de târziu. Deci dacă mă culc undeva la miezul nopții, îi dau papa atunci și apoi în jur orei 3 când se trezește noaptea, la fel mănâncă atât de mult cât îi trebuie și apoi se trezește dimineața undeva pe la ora 7 și îl alăptez din nou. Asta nu înseamnă că nu dormim din nou amândoi după aceea. Cum se trezește el noaptea să mănânce? Nu se trezește plângând, ceea ce e bine. Doar îl aud că e foame și ce înseamnă asta? Că face așa. Asta înseamnă că el își caută mânița să mănânce sau păturica, orice are la îndemână. Semn că e fămiță și atunci știu că bebe trebuie pus la somn și trebuie să mănânce neapărat. Bineînțeles că tot în prima lună de viață a bebelușului apare și tentația cea mare de a-l lua în pat lângă tine.
chiar dacă ți-ai propus să lași bebelușul să doarmă în pătuț și poate să reușește la început să doarmă în pătuțul lui, e posibil ca în timpul nopții să-l iei să alăpteze lângă tine și apoi să rămână pentru următoarele ore lângă tine, de teamă să nu cumva să dea afară sau pentru a-l lăsa pe tătic să doarmă mai mult în momentul în care el scoate sunete ciudate, dacă supără burtica, după ce a mâncat, sau pur și simplu el uneori este fresh în timpul nopții și după ce a mâncat este foarte energic și se uită pe pereți, bine, deși nu vede mare lucru, se uită pe pereți și începe să scoată sunete, gen și atunci nu e prea plăcut pentru cei care vor să doarmă și trebuie să doarmă că ziua următoare merg la serviciu. De asemenea, în prima lună, mai precis în primele zile, bebelușul se poate confrunta cu icter, ceea ce înseamnă că pielea lui poate deveni puțin mai gălbuie sau se poate vedea pe albul ochilor, care devin tot așa puțin mai gălbui. Noi nu ne-am confruntat cu icterul, pe noi n-a ocolit, însă se poate întâmpla, nu este motiv de îngrijorare. Dacă se întâmplă în maternitate, e foarte bine că sunt acolo să vă ajute cei care știu, îl vor pune la o lampă specială. Se poate întâmpla să apară icterul și mai târziu, peste câteva zile, de la laptele matern. Probabil în acest caz cel mai bine mergeți la spital sau la pediatru și vă va spune ce să faceți în continuare. Dacă în timpul sarcinii bebelușul tău a sughițat foarte mult, în momentul în care se naște, nu înseamnă că s-a terminat treaba asta, dimpotrivă s-ar putea să aibă momente lungi. Și sughițăm, asta se întâmplă foarte des și ne ține foarte mult. Așadar, sughițul este unul din cele trei clasice S-uri care apar în viața bebelușului. Care dacă apar, nu sunt motiv de îngrijorare absolut deloc, și anume sughițul, strănutul și strabismul. O modalitate de a stopa fenomenul ăsta este să-l pui la sân și se poate ca după o înghițitură să se oprească sughițul, dar se poate și să continue. Dar nu trebuie să faceți griji în orice caz. Strănutul la fel, dacă strănută o dată, de două ori, de trei ori, nu înseamnă că a răcit copilul și trebuie să ne facem griji. În felul ăsta el își curăță năsucul, așa că nu e niciun fel de problemă. Și strabismul, până acum la noi încă nu am văzut chestia asta până astăzi. A fost prima dată când m-am uitat la el și s-a uitat la mine crăciș. Bineînțeles, nu înseamnă că are o problemă cu ochișorii sau cu vederea pe viitor. Este un lucru absolut normal, care o să treacă. Tot în prima lună, bineînțeles, puteți să vă confruntați cu căderea părului bebelușului. Nu înseamnă că o să, așa de pe zi pe alta, o să chelească complet, o să vă treziți cu el fără păr absolut deloc. Nu, dar la noi exact la 4 săptămâni a început să piardă păr, prima dată într-o parte, apoi în mijloc și apoi în partea cealaltă și nu complet peste tot, ci doar așa în zona aceasta, ceea ce înseamnă că arată capul lui mai lunguț, doar pentru că nu are păr în zona aceasta. De asta i-am și pus o căciuliță, nu că ar fi foarte frig la noi în casă, sunt cam 22 de grade, o temperatură bună pentru interior și pentru bebeluși, 22-23 de grade, deci nu ar fi nevoie să poartă căciuliță, dar îmi place să îi pun o căciuliță în cap când filmăm acum, ca să nu se vadă așa care cheliuță, dar e simpatic oricum. Da. Nu trebuie să vă îngrijorați, părul bebelușului o să crească la loc, evident. Se mai poate întâmpla
să-i cadă părul în zona aceasta, dacă se fracă foarte mult în pătuți, el dă din mâini și din picioare foarte mult în momentul ăsta, dar știu de la alte prietene care au fetițe și s-au frecat cu capul de pătuți și aici au rămas fără perișor, ceea ce nu e foarte plăcut la o fetiță, dar bineînțeles nu este niciun motiv de îngrijorare, nu e nicio problemă, părul respectiv crește la loc. Vă mulțumesc foarte mult că m-ați urmărit, sper că vi s-a părut interesant clipul meu de astăzi. Dacă sunteți viitoare mămici, vă doresc să aveți o naștere foarte ușoară, să fiți amândoi sănătoși și să fie totul bine pentru voi. Iar dacă sunteți deja mămici, la fel vă felicit și aștept să-mi spuneți în comentarii cum s-a întâmplat pentru voi, cum s-a petrecut prima lună din viața bebelușului vostru, dacă ați avut colici deja, cum a fost prima plimbare, dacă v-a căzut perișorul sau nu, cum a fost prima băiță și așa mai departe. Aștept cu mare, mare drag comentariile voastre și până data viitoare vă doresc numai bine, vă pup și vă îmbrățișez cu drag! Hai, salută pe toată lumea! Salută-i! Hai, salută-i tu, cămânița! Fericit și am o mamă și mai fericită și un tată super fericit că mă au părinții mei să super mega fericiți și familia și prietenii și toată lumea și vă salut! Mua!